cu permisiunea domnului primar și cu sentimentul preasfințitului nostru auxiliar Aurel și a colaboratorilor mei, vreau să vă exprim un gând de prețuire, un gând de mulțumire pentru faptul că dumneavoastră ați ținut să răspundeți la invitația noastră și pentru a vă arăta prețuirea pe care noi o avem pentru dumneavoastră și pentru misiunea dumneavoastră, sigur am să mă folosesc de un document de mare importanță a Conciliului Vatican al II-lea, care vorbește tocmai despre această nobilă, importantă misiune a celor care lucrează în mass media. Vă rog să-mi permiteți să dau citire câtorva din aceste gânduri. Dintre minunatele descoperiri ale tehnicii pe care geniul uman le-a extras, mai ales în zilele noastre, cu ajutorul lui Dumnezeu, din lucrurile create, Biserica le primește și le urmărește cu o solicitudine deosebită pe acelea care privesc mai direct sufletul omenesc și au deschis căi noi de a comunica mai ușor știri, idei și orientări de tot felul. Iar dintre aceste descoperiri se evidențiază mijloacele care, prin natura lor, pot atinge și influența nu numai indivizi izolați, ci mulțimi întregi și toată societatea umană, cum ar fi presa, cinematograful, radioul, televiziunea și altele de acest fel, care pot fi numite așadar pe drept mijloace minunate de comunicare socială. Sfânta Maică Biserică știe că aceste mijloace bine întrebuințate oferă neamului omenesc avantaje mari, întrucât contribuie mult la destinderea și îmbogățirea sufletelor și la răspândirea și întărirea împărăției lui Dumnezeu. Mă opresc aici, spunându-vă dumneavoastră că, din partea noastră, vă arătăm prețuirea pentru asemenea nobilă misiune pe care ați ales-o și cu care vreți să slujiți societatea noastră. Și să vă exprim bucuria că, iată, acum v-ați dispus să participați la bucuria întregului nostru popor, al României, de ce nu la bucuria noastră a celor de aici din Moldova, din Iași. Să înregistrați și să transmiteți acest moment atât de important, îl numim istoric, din viața noastră, întregului popor, pentru că veți transmite aceste gânduri tuturor celor către care vă îndreptați prin lucrarea dumneavoastră. Sunt fericit să pot trăi un asemenea moment și să vă spun că am avut o mare satisfacție când Sfântul Părinte, de mai multe ori, numai odată, mi-a spus mie personal, în vizitele care le-am avut, că dorește să vină să viziteze România. Sigur că era un dor și al Sfântului Părinte și al nostru. Și iată că acum acest dor al nostru este pe cale să se desăvârșească, să se împlinească, primindu-l pe Sfântul Părinte aici, un carismatic, un adevărat om al lui Dumnezeu, care e o surpriză și din darul lui Dumnezeu și din tot ceea ce face el, pentru că, iată, întâlnim atâtea surprize cu care el se prezintă în mijlocul poporului. Un om care vine să-i adune pe toți împreună, să-i facă conștienți că sunt frați și mai ales un papă care se îndreaptă spre periferii, spre toți, îmbrățișează pe toți. Așa vine și la noi, cu acel motto, logo, care spune să mergem împreună. Vine să mergem împreună.
vă doresc să aveți în aceste zile, sigur, o asemenea împărtășire și să puteți transmite un asemenea mesaj tuturor celor care vor participa la această epocală, zicea eu, istorică vizită. La 20 de ani după vizita Sfântului Părinte la București, în România. Un vis al nostru, un vis al tuturor, pentru a ne bucura împreună cu păstorul bisericii noastre. Nu numai noi, cei din Biserica Catolică, ci toți credincioșii din întreaga țară și tot poporul nostru. Și sigur, sub o umbrelă. Umbrela Maicii Domnului. Maica Domnului, care este pentru toți aceeași și care stă în mijlocul grădinii noastre. Căci România este numită, așa cum știți, de Sfântul Părinte, Sfântul Ioan Paul al II-lea, grădina Maicii Domnului. Să ne bucurăm cu toții și sigur vom asculta acum la acest program care se va desfășura, pregătire și apoi desăvârșire în timpul vizitei. Vă mulțumesc!